Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem o etalare interactivă pentru dragoste, pentru general. Deci, ce se întâmplă în viața dumneavoastră, în general și în dragoste, o să fac interactiv, da? Ce se întâmplă în următoarea perioadă? Următoarea perioadă pot fi 6 luni. Așa. Voi face o etalare interactivă să alegeți dintre piatra portocalie, mov sau albastru. Până amestec eu cărțile, uitați-vă bine la pietre și care vă atrage, pe aia o alegeți, da? Haideți să vedem. Puține cărți ca să-mi arate perioada, de exemplu, sau să-mi arate despre dragoste și în general despre dumneavoastră, sănătate, bani, serviciu, ce mi-arată în următoarele 6 luni și o să vă gândesc și la dragostea dumneavoastră, la acea persoană, dacă se întoarce, dacă vă caută, dacă face primul pas, când face primul pas, cum se va întâmpla, ce gânduri are el, da? Aici mai multe pentru că în aceste cărți trebuie să mai multe cărți, așa. Haideți să vedem, deci piatra albastră, mov. Haideți să vedem prima portocalie aceasta, dacă ați ales prima. Haideți să vedem în general prima dată. În viața dumneavoastră sunteți supărați pentru ceva. Sunteți ca și când nu vă place undeva, în serviciu, acasă, sunteți nervoși, vreți să plecați dintr-o casă, să ieșiți dintr-o casă, să schimbați serviciu și veți reuși. Dar nu va fi ușor pentru unele. Uite, vreți o schimbare, moartea, vedeți? Moartea înseamnă o schimbare. Veți reuși să schimbați, nu știu, casă, serviciu, ce vreți dumneavoastră. Semnați acte. Semnați acte. Vă vin bani. Să aveți grijă ce spuneți, să nu vorbiți la supărare, pentru că aveți tendința să vă enervați repede aici. Cei care ați ales partea aceasta, vă enervați repede. Așa, mai puteți avea probleme cu ceva autorități, cu niște bani. Cu niște bani. Vă îndepărtați de anumiți prieteni, de anumite persoane. Unii vă mutați, cumpărați casă sau căutați ca să vă mutați. Ceva sau afacere, ceva ce sperați de mult timp, faceți acum. Aveți în jurul dumneavoastră o persoană falsă, o femeie. Femeia asta care este falsă, o văd aici cu părul lung și aten deschis și piele albă. La bani aveți ceva. Aveți bani. Deci, da, cei care aveți bani, o să aveți mai mulți bani. Cei ce stați mai rău cu banii, o să aveți ceva greutăți, cei care nu aveți serviciu. Dar dacă vă mișcați, căutați al doilea serviciu, veți reuși.
și veți avea mai mulți bani. Vă mai vin ceva acte sau vești despre o mașină sau ceva acte de semnat sau ceva acte. Așa, să nu spuneți lucruri la supărare pentru că oamenii din jur se supără. După aceea, văd că nu veți mai fi așa de triști, vă reveniți, parcă ați fost o perioadă triști. Vă faceți planuri, veți fi seducători, atrăgători. Cheia succesului dumneavoastră este zâmbetul dumneavoastră. Zâmbetul acela din suflet. Așa. Ce mai vreți? Aici văd cu o casă, cu un serviciu. Sunteți supărați pentru casă, dar o să găsiți. Parcă vreți ceva acte, ceva schimbare. Câștiguri de bani. Trebuie să aveți grijă la ceva corupție, ceva probleme cu banii, cu oameni. Asta știți dumneavoastră. Despre ce e vorba. Din cauza asta sunteți supărați pentru că știți. Și o să aveți o pierdere sau ați avut unele persoane. Așa, certuri și gânduri bune și gânduri rele. La sănătate, vă vindecați, faceți tratament sau luați tratament. Unele persoane nu aveți răbdare. Vă neglijați partenerul, perechea. Petreceți mult timp, o să petreceți mult timp în petreceri, în chefuri, bine că acum vin sărbătorile. Dar dacă să aveți grijă că aveți tendința să înșelați, dacă înșelați veți fi descoperit și va fi ceartă și așa. Dacă vă îndrăgostiți sau v-ați îndrăgostit acum de cineva, va continua acea relație. Dacă vă depărtați de cineva, parcă vă certați și vă depărtați de cineva, părăsiți pe cineva, unele persoane. Dar unii neglijați din cauza distracției și unii căutați aventură, plăcere mai mult decât sentimente. Aventură, în relații cu aventură. Dacă mă gândesc la dragoste, dacă mă gândesc la dragoste, văd că acea persoană credea că acea persoană crede că credea că tu ai fost de vină, că dumneavoastră ați fost de vină, că nu el sau ea a fost de vină. Dar știe acea persoană că nu poate sta fără tine. Poate că acea persoană va trebui să, uite, Victoria, va trebui să termine cu cineva în viața ei sau a lui. Poate mai are pe cineva. Sau ascultă de cineva, familie, mamă, tată, sau poate prieten, sau are pe cineva, dar se desparte de acea persoană. Sau are o afacere, o muncă în care își dedică foarte mult timp și nu are timp de nimic, dar nu va mai lăsa puțin deoparte munca. Și orgoliul, nu va mai fi așa orgolioasă această persoană. Și vă va căuta, se va întoarce această persoană sau veți continua împreună. Îi pare rău de timpul fără tine și îi pare rău că a fost de acord să vă despărțiți, dacă sunteți despărțiți acum. Acum parcă are mai multă încredere în tine. Și are mai multă încredere și are de gând să aibă o relație stabilă, să înceapă o relație. Îi pare rău de certuri, de ce, tot ce s-a întâmplat, îi pare rău că a ascultat de alții, că uite cât a suferit, că a avut acea loc, acea transformare, acea despărțire.
Dar veți avea bucurie împreună. Victorie. Cam o lună, două, zic eu. Mai extrag o carte din asta. Eu zic cam o lună, două va fi această împăcare. Da, abia așteaptă această persoană să împace. Familia s-a amestecat în relație. Dar acum această apropiere va fi definitivă. Va fi definitivă. Poate fi o persoană din rac, scorpion sau pești sau așa, rac, scorpion sau pești. Dar va fi definitivă împăcarea. Sau va fi vărsător, sau din vărsător poate fi, sau gemeni, balanță. Ok, haideți să vedem cei care ați ales piatra MOV. Sper să vă placă etalarea. Așa. Piatra MOV, da? Hai să începem la piatra MOV. Cu dragostea o să încep. O să vă spun despre dragoste și pe aia general. Că știu că vă interesează dragostea. Aici simt că vă interesează mai mult dragostea, parcă. Aici văd vrăji în proiecte, împlinire, da, vrăji. Orică împlinire cu vrăji, orică v-ați despărțit din cauza vrăjilor. Aici ați avut vrăji de v-ați despărțit, dar vă împăcați, sigur. Acestei persoane parcă îi pare rău de ce a făcut. Are sentimente, vă iubiți, dar a avut pe cineva, îi e dor de intimitate cu dumneavoastră, dar vrea să vă recupereze. Vă va căuta, vă va suna, va comunica. Repede, repede va fi. Sunteți îndrăgostiți unul de celălalt, poate unui berbec, unul taur sau fecioară, capricorn, leu, săgetător. Până la sfârșitul anului o să fiți împreună. Se gândește la o călătorie. A mințit, a trădat această persoană. Dumneavoastră așteptați să vină să-și ceară iertare, se va întoarce. Este îndrăgostită, îndrăgostit. A încercat să fie cu altcineva, dar i-a ieșit rău. I-a mers rău cu acea persoană. Nu au rămas împreună sau s-au despărțit. Încearcă să se întoarcă, să ia legătura, să aibă ceva. Simte că sunteți persoana potrivită și vrea să vă recupereze. Sau ați avut familie, sau aveți familie și încearcă să recupereze acea familie. Se gândește pentru totdeauna și se gândește să faceți o călătorie. Dar parcă dumneavoastră vă este greu să iertați această persoană. Sau este căsătorit. Păstorită se poate. Pentru că dumneavoastră ați suferit mult că v-a înșelat sau ați suferit mult că a plecat, că absența acestei persoane, că a lipsit din viața dumneavoastră, de asta vă este greu să iertați. Așa, haideți să vedem în general un pic, să vă spun. În general, vă văd așa. Aici vă văd ceva boală din cauza vrăjilor, orică vă doare spatele, orică aveți ceva la sănătate.
Sau aveți o problemă cu picioarele, dar o rezolvați, o problemă de sănătate. Vă mărire de salar, venituri, cei care vă gândiți la bani, aici bucurie de bani. Aici iară vă că stați să vă gândiți să faceți o alegere. Aveți oameni negativi în jur, persoane false, persoane care vor să vă facă rău, ori o colegi, ori șefi, cineva. Sau aveți un rival în dragoste, cineva care vrea să vă fure partenera, partenerul, persoane care vă vorbesc de rău, vești care nu sunt foarte bune, ceva vești rele, viitor foarte bun în dragoste, după un conflict, vedeți, vă puteți împăca, v-am zis. Poate vreți să vă împăcați cu cineva sau vă împăcați sau vă asociați cu cineva. Deci o să vorbiți ca să vă împăcați cu acea persoană, dar după ce vorbiți să vă împăcați, ori vă împăcați definitiv și o să rămâneți pentru totdeauna, ori vă despărțiți, ori relație, ori asociere poate fi, deci între doi parteneri de afaceri sau așa. Mai văd persoane care au mai multe oferte, ori oferte de muncă, ori oferte de serviciu, de cursuri, de exemplu, să înscriu la un curs și nu știu ce să aleagă, ori mai multe persoane. Și trebuie să vă ascultați inima, intuiția, ce vă spune intuiția aia să alegeți. Și vă mai văd persoane care se comportă ciudat, o persoană. Sau s-a comportat ciudat și v-a făcut să suferiți. Dar o lăsați în urmă această persoană. La serviciu o să aveți o victorie. Mai văd persoane care le este dor de cineva. Dar persoana care v-a făcut să suferiți, o dați la spate. Ați avut probleme în dragoste pentru cineva și o să aveți schimbări. Unele persoane. Aici sunt foarte multe energii, foarte multe simt, foarte multe energii de la dumneavoastră. Și atunci mi-e mai greu să vă spun. Creativitate. Așa, văd iară curte de justiție. Văd noroc cu copiii, văd pasiune, văd o femeie blondă, bucurii. Văd că îl munciți foarte mult, trebuie să vă odihniți mai mult. Aveți o împlinire într-o organizație, pardon. Aici arată că ori după o suferință, vedeți, vă întâlniți cu această persoană, ori puneți totul la punct și rămâneți îndrăgostiți și așa, ori definitiv vă despărțiți. Asta depinde de dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră. Haideți să vedem pentru cei din care ați ales piatra albastră. Mova am terminat. Haideți să vedem. Aici vă văd persoane de aer. Balanță, geme, vărsător. Rac, scorpion, pești. Ui, dar ce suferință mare aici. Iar așa, vă face cineva să suferiți sau sunteți neliniștiți pentru ceva. Și în dragoste, neliniște. În sfârșit. Haideți să vă spun de dragoste prima dată. Văd o călătorie ce nu ați realizat-o, pentru că acea persoană nu vrea. Sunteți înlăcrimați unii că nu vine acea persoană, că poate are pe cineva, este în pereche, este cu cineva. Acea persoană va avea un necaz mare, va avea, de exemplu, o moarte în familie sau cineva bolnav. Această persoană nu este sigură dacă vrea să fie cu dumneavoastră sau nu. Nu știe sigur ce vrea.
Parcă iarăși îl influențează cineva, dar aici este cineva din familia lui sau a ei, mama, tata, frate, soror, cineva apropiat sau cineva care e ca familie, se întâlnesc des sau sunt foarte apropiați. Așa. Se duce undeva să vadă pe cineva bolnav sau pentru un necaz călătorește. Nu știe ce vrea, e confuză această persoană. Îi este dor, vrea să vă vadă, dacă sunteți împreună, vrea să vă dea locul pe care îl meritați. Locul pe care îl meritați. Berbec. Da, se va întoarce. Multă durere v-a provocat, multă durere. Dar se va întoarce această persoană. Nu pot să spun când va fi această împăcare, dar pot să vă spun că va fi curând. Se gândește, vă gândiți unul la celălalt, dar parcă sunteți foarte important în viața ei sau în viața lui. Sunteți foarte important, importantă, depinde acum ce sunteți, bărbat sau femeie. Sunteți important în viața acestei persoane și această persoană se gândește, vrea, vă caută, o să vă caute, o să se întoarcă, dar nu pot să vă spun când, nu pot să vă spun când. Doar să vă spun că în curând. Haideți să vă spun ceva în general. Deci asta mă gândesc pe 2-3 luni această citire o fac, da? În viitorul apropiat. Aici văd un contract de muncă ce s-a terminat sau ați fost așteptați ceva să semnați pentru serviciu, afacere, semnați ceva acte sau așteptați ceva bani sau aveți ceva probleme cu bani care ați împrumutat la cineva sau cineva v-a făcut să pierdeți niște bani și vă gândiți cum să recuperați acești bani. Pentru unele persoane o să auziți în următoarele 2 săptămâni, 2 luni, până într-o lună, o să zic, sau două, o să auziți despre acești bani, despre această supărare. Poate fi de altceva, de eu vă bani aici. O să aveți vești în maxim o lună, 2 săptămâni, o lună, așa. Dacă dumneavoastră luați legătura cu acea persoană sau căutați, altfel nu mai greu. Oricum, orice supărare ați avea, o să treceți peste această supărare. Mai văd persoane cu ceva blocaje, de exemplu, la serviciu sau ceva probleme. La sănătate aici vă bine, văd că faceți ceva analize la ochi, picioare. De exemplu, mușchi, mâini, picioare, da, o să aveți analizele bune și unele persoane care urmați tratamentul medical, care luați pastile sau tratament, trebuie să urmați bine, faceți ce spune acest doctor, că vă spune bine. Unele persoane văd că nu dormiți bine, nu vă odihniți. Unele persoane semnați ceva nou, document. Semnați documente sau contract de muncă sau vă asociați cu cineva sau ceva de afaceri, contracte noi. Ar trebui să semnați. Mai văd că să nu semnați acum. Cum zic? Să mai stați măcar 2 săptămâni, măcar sau în începutul anului viitor. Mai așteptați. Contractul care semnați să nu semnați repede. La dragoste vă văd bine pe cei în perechi, pe cei despărțiți. Văd unele persoane care sunt despărțite de mult timp. Asta spun mai mult de 6 luni. Deci dacă sunteți despărțiți mai mult de 6 luni, nu vă mai împăcați. Nu vă mai împăcați. Aveți șanse să cunoașteți pe cineva nou. Într-o călătorie, parcă, pe care o să o faceți. Dacă faceți o călătorie, va fi foarte bună. Vă va fi foarte bine în această călătorie. Mai văd ceva legal care o să rezolvați, ceva legal. Mai văd persoane care se simt singure, care plâng că sunt singure.
Dar arată că se rezolvă aceste lacrimi. Vine o persoană nouă în viața dumneavoastră, o să cunoașteți pe cineva. Mai văd invidie multă în jurul dumneavoastră. Mai văd vă luptați pentru o casă legală. Primiți cadou, văd că primiți ajutor, protecție, ceva ajutor unde cereți. La serviciu această promovare, parcă vă luptați pentru promovare. Vă luptați, sunteți foarte supărați unii. Se întoarce totul în bine. Mai durează, dar se întoarce. O să aveți o persoană din Taur, Capricorn sau Fecioară în viața dumneavoastră, mai târziu. Tânără persoană. Primiți vești de dragoste. Unele persoane sunt de supărați că nu aveți copii, că ați vrea un copil. Neliniștiți. O să aveți reușită, dar mai durează iarăși. Unele persoane vorbiți de căsătorie cu o persoană din leu, un săgetător sau berbec, dar cu lacrimi nu va fi bună căsătoria asta dacă o faceți. Iarăși vă văd cu avocați, ceva se rezolvă, dar se rezolvă de la sine. Persoana asta vă ajută mult, avocați sau aceste. Cam asta a fost etalarea interactivă, sper să vă placă. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.